Noul an școlar poate începe deja în mai multe grădinițe din municipiul Râghin, întrucât responsabilii au finalizat lucrările în vederea întâmpinării copiilor în anul școlar 2016-2017. Asta spune directorul de grădinițe, Maria Petruț. Lucrările care au fost proiectate în colaborare cu primăria sunt în mare parte finalizate. Dintre cele 6 grădinițe care fac parte din PJ-ul nostru, deci grădinița cu program prelungit numărul 4, au fost finalizate lucrările la grădinița cu program prelungit 4, la grădinița cu program normal 3 și la grădinița cu program prelungit numărul 2. Se lucrează la grădinița cu program normal 7, Apalina, iar la grădinița din Iernuțeni, în anul acesta, nu am efectuat lucrări de igienizare și reparații, considerând că nu a fost nevoie urgentă de acestea. De această dată, conducerile grădinițelor și primăria Râghin s-au orientat spre repararea acoperișurilor acolo unde a fost nevoie, însă au fost efectuate și reparații curente, precum și igienizări. La unele dintre grădinițe, da, a fost nevoie și de investiții. Este vorba despre acoperiș, care la grădinița prelungit 4 au fost înlocuite aproape țiglă cu țiglă, au fost luate și înlocuite cele sparte. Același lucru se întâmplă acum la grădinița numărul 7 de la Apalina. Între structurile coordonate de Maria Petruț, una singură a avut nevoie de investiții semnificative. Este vorba de grădinița cu program prelungit din cartierul Iernuțeni, unde geamurile au fost modernizate cu tâmplărie termopan din fonduri alocate separat de primărie în acest scop. Lucrări mai mari s-au efectuat la grădinița cu program prelungit 3 din tot din PJ-ul nostru, deci cea din Dacia. Acolo au fost înlocuite și geamurile termopan, deci geamurile existente cu geamuri termopan. S-a făcut igienizare și urmează, acum am făcut demersurile pentru a se face și exteriorul acelei clădiri. Dar din fondurile pentru igienizare s-au efectuat lucrările de igienizare, iar pentru geamuri au fost alte fonduri primite din partea primăriei. Pe de altă parte, în unele grădinițe încă sunt locuri libere, așa că părinții sunt așteptați pentru înscrieri. În municipiul Râghin funcționează 12 unități de învățământ preșcolar, dintre care 7 sunt cu program normal, iar 5 cu program prelungit.